Filmul a început cu un elev de liceu numit Seyun. El era cel mai inteligent elev din clasă, avea o personalitate rezervată. În fiecare zi își petrecea cea mai mare parte a timpului studiind, nu avea prieteni la școală. Colegii lui îl urau pentru că era prea inteligent, pentru că nu avea prieteni, nimeni nu-l respecta la școală în ciuda realizărilor sale remarcabile. Dimpotrivă, colegul său numit Yong Bin era foarte respectat. Când Seyun a primit premiul întâi într-o competiție de matematică, nimeni nu aplauda, dar când Yong Bin a primit premiul al treilea, toată clasa aplauda. Yong Bin era un bătăuș în clasa lui, dar era destul de inteligent. Erau mulți elevi în clasă care erau hărțuiți de el și de grupul lui. De asemenea, hărțuiau și furau bani de la alți elevi. Yong Bin a încercat să hărțuiască pe Seyun când acesta studia. Yong Bin era gelos pe Seyun pentru că Seyun l-a învins în competiția de matematică. Chiar dacă Seyun era un elev introvertit care nu avea prieteni, nu s-a temut niciodată de Yong Bin și de grupul său. Nici măcar nu-i păsa când Yong Bin îl amenința. Echipa de baseball a școlii a venit în clasa lor. Căutau un elev numit In So-hu. Voiau să se zbune pe In So-hu pentru că le bătuse prietenii. Chiar dacă au încercat să-l bată împreună cu băte de baseball, In So-hu a reușit să-i învingă pentru că era un fost luptător de MMA. Când Seyun a ajuns acasă, i-a dat certificatul de apreciere tatălui său. Tatălui era mândru de el, dar Seyun nu era mândru de el însuși pentru că era singur chiar și când era cu familia sa. Seyun locuia doar cu tatăl său de când părinților s-au despărțit. Îi lipsea afecțiunea părinților săi. Tatăl său era foarte ocupat cu munca sa, între timp mama lui era profesoară și predă la distanță. Era dificil pentru Seyun să o vadă pe mama sa. Putea doar să urmărească videoclipurile mamei sale în fiecare zi. Din cauza problemelor familiale, Seyun a devenit o persoană retrasă și rezervată. În dimineața următoare, ca de obicei, Seyun a ajuns devreme la școală. L-a văzut pe In So-ho dormind în clasa lor. Avea o ora de educație fizică în acea zi, dar Seyun nu și-a găsit trainingul. Credea că Yong Bin este cel care l-a furat. La urmare, Seyun a trebuit să poarte uniformă la ora de educație fizică. Seyun era cel mai bun elev în toate clasele, cu excepția orei de educație fizică. După ce s-a terminat ora de educație fizică, Seyun l-a confruntat pe Yong Bin și pe grupul său. L-a rugat pe Yong Bin să lase în pace. Yong Bin și grupul său s-au simțit umiliți de Seyun, așa că l-au strâns de gât și l-au amenințat. În acel moment, un profesor a venit și i-a întrerupt. Yong Bin și grupul său au încetat ce făceau. Au spus că se jucau doar. În clasa lui Seyun era un elev transferat numit Bum Suk. S-a mutat de la un liceu de elită. Bum Suk a refuzat să recunoască că vine dintr-o familie bogată pentru că nu voia să fie folosit. Seyun a venit și i-a spus lui Yong Bin să se mute din banca sa. Yong Bin s-a enervat pe el. Seyun a luat un pix pentru a se proteja în caz că Yong Bin îl ataca. Brusc, So-hu i-a spus lui Yong Bin și grupului său să tacă. Era supărat pentru că somnul său fusese deranjat de ei. Seara, ca de obicei, Yong Bin și grupul său au ieșit într-un club și au comandat substanțe. Făceau asta în fiecare zi. Yong Bin s-a întâlnit cu dealerul de substanțe, care era și vărul său. L-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă fentanilul pe care îl comandase ar fi aplicat pe pielea umană. Dealerul i-a spus că ar provoca confuzie, amețeală, vedere încetoșată, greață și vărsături. A doua zi, clasa a avut un examen. Ca de obicei, Seyun se pregătise bine. Yong Bin a venit târziu la școală. L-a rugat pe Bum Suk să meargă cu el pentru că a spus că profesorul îndrumător vrea să-l întâlnească. S-a dovedit că Bum Suk a fost adus în cantina școlii. Yong Bin i-a cerut să aplice fentanilul pe gâtul lui Seyun în timp ce aceștia susțineau examenul mai târziu. Bum Suk a fost de acord să facă ce a spus Yong Bin pentru că era frică de el. Când erau pe cale să susțină examenul, Bum Suk l-a atins pe Seyun pe gât din spate. Bum Suk a spus că era o muscă pe gâtul lui Seyun. La început, Seyun a fost supărat pe el, dar după ce profesorul l-a chemat, Seyun s-a concentrat din nou asupra examenului său. În timp ce Seyun își susținea examenul, vederea lui a început brusc să devină încețoșată. Avea și dificultăți în a-și menține concentrarea. A părăsit sala de clasă pentru a merge la toaletă. Când Seyun s-a întors în sala de clasă, și-a dat seama că avea fentanil pe gât. Apoi și-a dat o palmă peste obraz. Toată clasa a fost surprinsă de el. Îi acordau atenție. Seyun a continuat să-și dea palme peste obraz pentru a rămâne concentrat. După ce clasa a terminat examenul, au început să-și verifice răspunsurile. Seyun și-a dat seama că avea un răspuns greșit. S-a frustrat din cauza asta. S-a ridicat de pe scaunul său, a luat un pix și l-a atacat pe Yong Bin neiertător. L-a înjunghiat și pe prietenul lui Yong Bin cu pixul. Yong Bin a căzut de pe scaun cu fața acoperită de sânge. Nu era nimeni în clasă care să îndrăznească să intervină în calea lui Seyun. Când Seyun a încercat să calce pe fața lui Yong Bin, Su-u l-a oprit brusc și l-a împins departe. Credea că era prea mult. Seyun era nervos pe el. A luat un scaun pentru a lupta cu el. Din nefericire, Su-u a reușit să evite atacurile sale. Brusc, un profesor a venit în sala lor de clasă. Din cauza incidentului, Yong Bin a trebuit să fie internat în spital pentru tratament. Seyun a fost condus de profesorul său să își ceară scuze părinților lui Yong Bin, dar mama lui Yong Bin a continuat să-l certe pentru că era furioasă pe el. Seyun i-a spus că a fost drogat cu fentanil de către Yong Bin în timp ce susținea un examen. La început, Yong Bin a negat că fentanilul era al lui, dar Seyun a dovedit ce a spus, îl răscolind în geanta lui Yong Bin. A fost găsit o cutie de fentanil
fentanil în geanta lui. Mama lui Yong Bin a fost șocată să vadă asta. În cele din urmă, școala a decis să-l transfere pe Yong Bin la o altă școală. Au fost de acord de asemenea să țină acest incident de consum de substanțe ale elevului lor secret pentru a-și păstra reputația bună. Când Se-yun s-a întors acasă, nu a spus nimic despre ce s-a întâmplat la școală în ziua aceea. Tatăl lui Se-yun bănuia că Se-yun se bătuse, dar nu-i păsa. Credea că era ceva normal între adolescenți. A doua zi, doi dintre prietenii lui Yong Bin s-au apropiat de Se-yun înfuriați. L-au rugat să se întâlnească după școală, dar fără nicio teamă, Se-yun le-a cerut să se întâlnească chiar atunci. Nu era nevoie să aștepte până când se termină școala. Cu fețe furioase, prietenul lui Yong Bin l-a urmat pe Se-yun la toaletă. Se-yun a închis ușa toaletei pentru ca nimeni să nu-i poată vedea. Nu și-au dat seama că Se-yun adusese arma lui preferată, care era stiloul său. În timp ce Se-yun se îndrepta către ei pas cu pas, erau intimidați de el. Au reținut incidentul în care Se-yun devenise incontrolabil. Nu și-au putut mișca corpul când și-au amintit. Aparent, Se-yun nu voia să-i atace, doar le-a spus să lase în pace. Când Se-yun a ieșit din toaletă, toți colegii lui l-au lăudat pentru că i-a învins pe Yong Bin și pe grupul său. Se-yun a fost iritat de ei pentru că brusc erau prietenoși cu el. În tot acest timp îl disprețuiseră și pretindeau că nu exista. Yong Bin a fost vizitat de vărul său. Suk Dae-il a avertizat pe Yong Bin să nu exagereze cu nimic. Yong Bin l-a rugat pe Suk Dae să-l bată pe Se-yun. L-ar plăti dacă ar fi fost dispus să o facă. Seara, când Se-yun se îndrepta spre casă, l-a văzut pe So-hu lucrând cu jumătate de normă. Aparent, pe lângă faptul că era elev, So-hu lucra și cu jumătate de normă ca livrator la un restaurant. După școală mergea la muncă pentru a câștiga ceva bani pentru a supraviețui. De când își pierduse părinții, locuia doar cu mama sa, dar după ce termina munca nu se întorcea acasă. Alegea să doarmă la școală în schimb pentru că ar fi venit târziu la școală dacă ar fi dormit acasă. După ce Se-yun a aflat povestea lui So-hu, nu l-a mai trist în fiecare dimineață. Apreciase efortul său, așa că l-a lăsat să doarmă mai mult înainte ca toată lumea să vină. Se-yun și So-hu au devenit mai apropiați unul de celălalt de atunci. Cu toate acestea, Se-yun încă nu se obișnuise să fie deschis cu alte persoane. Yong Bin s-a întâlnit cu Suk Dae să discute despre slujba pe care i-o oferise ieri. Suk Dae era membru al unei agenții de colectare care împrumuta bani și încasa datorii, deci era dispus să plătească pentru muncă. După școală, Bum Suk a încercat să-i ceară scuze lui Se-yun pentru ceea ce făcuse. S-a oferit să-l însuțească pe Se-yun la o altă școală pentru meditații, dar Se-yun l-a ignorat. Bruce Se-yun a fost oprit de banda lui Yong Bin și a lui Suk Dae. L-au luat pe Se-yun cu ei. După ce Bum Suk a văzut asta, i-a raportat imediat lui Su-hu. La început, lui Su-hu nu i-a păsat pentru că nu era treaba lui. Avea și de muncă după asta. Dar după ce Bum Suk a spus că îi va plăti dublu salariul, Su-hu s-a răzgânit. L-a căutat pe Se-yun imediat. Într-un mic culoar liniștit, era intimidat de Suk Dae și banda lui. Deoarece Se-yun era o persoană care mereu și analiza și calcula acțiunile, a reușit să lupte împotriva lor. Dar când Se-yun și-a coborât garda, a fost din nou atacat. Yong Bin a profitat de acest moment pentru a se răzbuna pe el, bătându-l nemilos. A încercat și să-i frângă mâna lui Se-yun pentru a nu mai putea studia, dar brusc So-hu a venit să-l salveze pe Se-yun. A reușit să-i învingă pe Yong Bin și pe prietenii săi cu abilitățile sale, dar lupta lor nu s-a terminat. Suk Dae l-a rugat pe So-hu să lupte unul câte unul. Situația devenea tot mai gravă. Yong Bin va să-l atace pe Se-yun cu o sticlă. So-hu nu a putut să-l oprească pentru că Suk Dae îl ataca în continuu. Din fericire, Bum Suk a venit brusc să-l salveze pe Se-yun. Suk Dae în cel din urmă a plecat și a decis să-i lase pe Se-yun și pe prietenii săi să plece. Între timp, Yong Bin a stat acolo și și-a dat seama că a pierdut din nou. După acel incident, Se-yun și ceilalți au devenit mai apropiați unul de celălalt. Su-hu l-a dus pe Bum Suk și pe Se-yun la restaurantul unde lucra. Le-a spus să-l ajute pentru că l-au făcut să întârze la serviciu. Au petrecut seara împreună mâncând la acel restaurant. Dar, ca de obicei, Se-yun tot nu s-a obișnuit să petreacă timp cu oamenii. Șeful lui Suk Dae, numit Gil Su, era furios din cauza incidentului. Nu-i plăcea ca Suk Dae să aibă un alt loc de muncă. L-a pedepsit pe Suk Dae lovindu-i mâna cu o bucată de lemn. După aceea, Suk Dae l-a întâlnit pe Yong Bin să-l roage să îl aducă pe Se-yun la el. Se-yun s-a întâlnit cu o membra bandei lui Suk Dae numită Yong He, care fura ceva din supermarket. Se-yun a ignorat-o și s-a prefăcut ca și cum nu ar fi văzut nimic. Când era pe cale să plece după ce a cumpărat o umbrelă, Yong He a fost prietenoasă cu el. Ea l-a invitat pe Se-yun să meargă la un restaurant cu ea. Se-yun nu a putut decât să accepte oferta ei. Yong He a mărturisit lui Se-yun că a început să-i placă de el. El a întrebat și de numărul lui de telefon. Gil Su colecta datorii de la un elev care îi datora bani. Elevul i-a dat mașina mamei sale ca garanție pe termen lung pentru că nu putea să-și plătească datoriile. Chiar dacă îi dăduse lui Gil Su o mașină cu garanție pe termen lung, Gil Su tot l-a amenințat că îi va omorâ pe el și pe părinții lui dacă nu-și va plăti datoriile în 3 zile. A doua zi, când Yong Bin își împacheta lucrurile în clasă, l-a rugat pe Se-yun să aibă o conversație cu el. S-a dovedit că Yong Bin își dorea ca Se-yun să fie martor în instanță pentru a depune mărturie că nu deținea fentanil, deoarece nu voia să fie închis într-un centru de detenție pentru tineri. I-a spus că el era singura speranță pentru părinții lui. Lui Se-yun i-a părut rău pentru el, așa că a fost de acord să facă ce își dorea. Se-yun se îndrepta spre instanță
cu prietenul lui, dar Yongbin i-a dus la un parc de mașini de fapt. Se-yun și prietenul lui au fost suspicioși deoarece nu a mers la instanță, evident. Yongbin îi păcălise să-l întâlnească pe Gil-su și banda lui. Gil-su le-a cerut să-i plătească $15,000 pentru că nu avea asigurare de sănătate pentru a trata mâna ruptă a lui Sugdae, dar Su-u nu și amintea că îi rănise grav mâna lui Sugdae. Gil-su a fost cel care rupse mâna lui Sugdae și apoi acuzase pe Su-u. A făcut asta ca să poată obține bani de la el și de la prietenii lui. Gil-su le-a spus să plătească în 3 zile. Dacă nu puteau face asta, trebuiau să împrumute bani de la el să-i plătească. Am putut vedea cât de viclean și manipulator era Gil-su. Chiar i-a amenințat că îi va omorâ dacă refuzau să facă ce le spunea el. După acea întâlnire neplăcută, Se-yu și prietenii lui au fost urmăriți supravegheați de Gil-su și banda lui în fiecare zi. Se-yu a sunat-o pe Yongbin să o întrebe despre problema cu care se confrunta. Spera că Yongbin îi putea oferi o informație importantă. În cele din urmă au fost de acord să se întâlnească la un restaurant. Yongbin i-a spus lui Se-yu cine era Gil-su. Se pare că Gil-su era genul de persoană care ar face orice pentru bani, inclusiv crimă. Yongbin i-a spus lui Se-yu să-i plătească lui Gil-su dacă nu voia să fie în pericol. Ei a spus și că Gil-su era prieten cu mulți gangster, deci ar fi fost greu să scape de el. Bom-suk furase ceasul soldatului său ca să-l vândă și să aibă niște bani să plătească lui Gil-su. În cele din urmă trecuseră 3 zile de când Gil-su amenințase pe Se-yu și prietenii lui. Au avut o întâlnire într-o cameră, iar Bom-suk reușit să strângă $15,000 din vânzarea ceasului tatălui său, dar a spus că a primit banii de la tatăl său. Se-yu și Su-u s-au supărat pe el pentru că n-au crezut că tatălui Bom-suk ar fi fost dispus să-i dea atât de mulți bani. Chiar dacă aveau bani, au refuzat să-i dea lui Gil-su gratuit. Au decis să cheme poliția în schimb. Se-yu le-a spus informațiile importante pe care le-a primit de la Yongbin aseară. Se pare că Gil-su avea un site legal de jocuri de noroc pentru minori. Oamenii primeau $50 gratuit pentru fiecare cont înregistrat pe site-ul de jocuri de noroc al lui Gil-su, care era operat în străinătate. Yongbin a spus că site-ul de jocuri de noroc era o fraudă. Jucătorii câștigau și primeau multe bonusuri pentru primele jocuri, dar după ce deveneau obsedați de el, proprietarul site-ului le folosea dependența pentru a lua banii și a-i învinge în fiecare joc, unde erau jucători ai site-urilor de jocuri de noroc. Erau siguri din gangul lui Gil-su. Când acești jucători rămâneau fără bani, gangul lui Gil-su se apropia de ei să le împrumute bani pentru a putea continua să joace pe site-ul de jocuri de noroc. Ca urmare, jucătorile datorau bani și nu puteau să-și plătească datoriile pentru că își pierduseră toți banii pe site-ul de jocuri de noroc. A fost una dintre strategiile malefice ale lui Gil-su de a exploata copiii pentru a deveni dependenți de jocuri de noroc, astfel încât să poată împrumuta bani de la el și să-i dea bunurile valoroase ca garanții, cum ar fi mașini, lingouri de aur și așa mai departe. Yongbin i-a mai spus lui Se-yu că Gil-su își punea bunurile valoroase, cum ar fi tranzacțiile, stupefianți și așa mai departe, într-un safe. Din cauza asta, Se-yu voia să sune la poliție și să-i aducă acolo. Cu toate probele din interiorul acelui safe, Gil-su ar fi fost arestat de polițiști. După școală, Gil-su și banda lui îi așteptau pe Se-yu și pe prietenul lui. So-hu a spus că se va întâlni cu Gil-su singur. A planificat să-i ceară lui Gil-su să-l ducă la biroul lui pentru a discuta despre site-ul său de jocuri de noroc. Când a ajuns acolo, i-ar fi spus lui Se-yu despre locația sa, astfel încât Se-yu să poată suna și să aducă polițiștii acolo. La început, Gil-su a fost surprins că Su-hu știa despre site-ul său de jocuri de noroc. Su-hu a spus că verișoara lui Sugdae, Yongbin, i-a spus despre asta. În cele din urmă, Gil-su l-a dus pe Su-hu în biroul lui pentru că nu avea o altă opțiune. Înainte de a pleca, Yongbin i-a spus lui Gil-su că va rămâne la școală să-i aștepte pe Bom-suk și pe Se-yu. Se-yu nu și-a dat seama mai devreme că Su-hu nu trebuia să meargă cu Gil-su să obțină adresa lui Gil-su. Bom-suk era îngrijorat pentru Su-hu, voia să-l urmeze cu un taxi. Se-yu l-a lăsat să plece pentru că vrea să vadă dacă Yongbin i-a dat adresa corectă. Sugdae a interogat pe Yongbin pentru că știa de Se-yu și a dezvăluit o informație atât de importantă. Yongbin i-a spus că era sătulă de Gil-su. Ea planifica să sune la poliție. A spus că nu putea să trăiască sub presiunea lui Gil-su pentru totdeauna. Su-hu a ajuns la biroul lui Gil-su, i-a dat imediat adresa lui Gil-su, lui Se-yu. Era a doua oară când dădea aceeași adresă ca cea dată de Yongbin. Su-hu a intrat în birou, deoarece Gil-su era mereu precaut, i-a cerut lui Su-hu să-i dea telefonul. Bănuia că Su-hu planificase ceva. Su-hu a refuzat să-i dea telefonul, capul i-a fost lovit foarte tare cu un băț de fier și a căzut de pe scaun. Gil-su a aflat în cele din urmă despre planul lui Su-hu de a suna la poliție. După ce a aflat asta, și-a luat lucrurile și a plecat imediat de acolo. Bom-suk a ajuns acolo și l-a întâlnit pe Gil-su, care încerca să fugă. Bom-suk nu știa ce s-a întâmplat, așa că a încercat să-i dea lui Gil-su adresa dată de Yongbin. I-a cerut lui Su-hu să-i dea telefonul. El fusese cel care sunase la poliție pentru că situația devenise mai gravă. Gil-su a ignorat banii și l-a luat pe Bom-suk cu el să plece de acolo. Se-yu se îndrepta spre biroul lui Gil-su. Odată cu el și cu polițiștii care au ajuns acolo, n-au găsit pe nimeni. Polițiștii au întrerupt căutările din cauza acestui fapt, au realizat de asemenea că nu aveau un mandat de arestare, așa că nu au putut continua căutările. Pentru că polițiștii nu l-au ajutat, Se-yu a spart casa respectivă, cățărându-se pe zid
și spărgând ușa. A fost surprins să vadă sânge pe podea. A crezut că era sângele lui Su-Hu. A încercat să-l sune pe Su-Hu, dar Su-Hu nu i-a răspuns la apel. Se-Yun a fost șocat să descopere că tranzacțiile, stupefiantele și alte bunuri de valoare ale lui Gil-Su din safe fusese luate de Gil-Su. Suk-Dai a avut o nouă problemă. Gil-Su a aflat că Suk-Dai și Yong-Yi conspiraseră împotriva lui cu Se-Yun. Gil-Su a amenințat că îl va vinde pe fratele lui Yong-Yi, numit Sung-Chun, dacă Suk-Dai și Yong-Yi nu veneau la Mangdadong. Suk-Dai a decis să se întâlnească cu Gil-Su. I-a dat cardul sub bancarul lui Yong-Yi pentru a găsi un hotel în care să se ascundă. Dar Yong-Yi nu vrea ca Suk-Dai să se întâlnească cu Gil-Su singur. Ea vrea să meargă cu el. L-a rugat pe Se-Yun să descarce o aplicație care să-i permită să-și împărtășească locația. Așa că Se-Yun putea urmări locația lui Suk-Dai și a lui Yong-Yi. Gil-Su și banda lui îi așteptaseră pe Suk-Dai și pe Yong-Yi. Se pare că îi luaseră pe Bum-Suk și pe Su-Hu ostatici. Se-Yun se îndrepta spre locația lui Yong-Dai deoarece Gil-Su afla despre conspirație lui Yong-Yi. Suk-Dai l-a provocat pe Gil-Su la luptă, dar pentru că mâna lui Suk-Dai era încă grav rănit, avea dificultăți în a se lupta cu Gil-Su. A fost atacat fără milă de Gil-Su, iar Yong-Yi nu l-a putut ajuta pe Suk-Dai pentru că fusese prinsă de banda lui Gil-Su. Gil-Su vrea să-i omoare pe Su-Hu și pe Bum-Suk, dar brusc Suk-Dai s-a ridicat și l-a atacat. Cu toate că avea puține dificultăți, tot s-a luptat cu Suk-Dai. A fost învins de Gil-Su, care a folosit un cuțit pentru a-l ataca. Brusc Yong-Yi l-a ajutat pe Suk-Dai lovindu-l pe Gil-Su la cap. Dar fiind o femeie care nu avea aceeași forță ca Gil-Su, nu a putut lupta cu el când el a strangulat-o. Din fericire s-a auzit sunetul sirenei de la mașina de poliție. Gil-Su și banda lui au fugit rapid. Se-Yun a venit și a spus lui Gil-Su să se predea pentru că polițiștii înconjuraseră. Gil-Su și banda lui s-au întors după ce Se-Yun i-a ajutat pe Bum-Suk și So-Hu să scape. S-a dovedit că sunetul sirenei venea doar de la un telefon. Banda lui Gil-Su și grupul lui Se-Yun s-au luat la ceartă. Suk-Dai și Yong-Yi erau pe cale să fugă de acolo când au văzut câțiva polițiști venind de acolo. S-a dovedit că Se-Yun a folosit sunetul sirenei registrat pentru a-i păcăli pe Gil-Su și pe banda lui ca să creadă că polițiștii vor veni. Un polițist a încercat să-l areseze pe Gil-Su și pe banda lui cu arma lui. Între timp, un alt polițist îi urmărea pe Suk-Dai și pe Yong-Yi. Din fericire, Gil-Su a reușit să scape de ei. Se-Yun l-a urmărit pe Gil-Su până când în cele din urmă l-a găsit și s-au luat la ceartă. Cu toate că Se-Yun nu avea atâta putere ca Gil-Su, încercarea lui de a lupta împotriva lui Gil-Su a reușit să-l încetinească pe Gil-Su. În mod surprinzător, Su-Hu a venit și l-a salvat pe Se-Yun. Su-Hu și Gil-Su s-au luat la ceartă, cu toate că Su-Hu era un luptător MMA, a avut dificultăți în lupta cu Gil-Su singur. Se-Yun și Su-Hu au reușit să-l învingă pe Gil-Su. În cele din urmă au prins infractorul care terorizase mulți elevi. Suk-Dai s-a predat poliției. Le-a spus lui Yong-Yi și lui Sung-Chul să fugă. Acest caz penal urma să fie tratat de un avocat care se întâmpla să fie asistentul tatălui lui Bum-Suk. Acel avocat a spus că nu ar discuta despre acest caz cu părinții lui Se-Yun, dar i-ar spune tatălui lui Bum-Suk despre asta. Deoarece Bum-Suk provenea dintr-o familie respectată și bogată, oricine ar fi făcut rău ar fi primit o pedeapsă serioasă. Avocatul i-a cerut lui Bum-Suk să-l bată pe Gil-Su cum dorea. Nu-l interesa dacă era într-o secție de poliție. Bum-Suk nu a vrut să-l bată pe Gil-Su. Gil-Su l-a ironizat spunând că el era cel mai slab dintre prietenii lui. Gil-Su i-a spus că Su-Hu și Se-Yun nu-l considerau prieten pe el. Se-Yun s-au luat la ceartă. Se-Yun a ieșit din secția de poliție și l-au văzut pe Yong-Hi așteptându-l afară. Yong-Hi a vrut să îi ceară scuze și lui Su-Hu. Au mers la spital să-l viseze pe Su-Hu. Se-Yun i-a spus lui Su-Hu că tatălui Bum-Suk dorea să țină cazul secret. Se pare că tatălui Bum-Suk dorea să gestioneze cazul ca și cum ar fi fost ei cei care l-au prins pe Gil-Su și banda lui. Lui Se-Yun nu-i păsa de asta. Ceea ce era important pentru el era că Gil-Su și banda lui fusese arestați. În plus, tatălui Bum-Suk pătise costurile spitalizării lui Su-Hu aparent. Tatălui Bum-Suk era membru al parlamentului și îl chema Jin-Un. Era o persoană foarte respectată. Ca scuză, Yong-Hi s-a oferit să-l însoțească pe Su-Hu la spital. Ea ar fi putut dormi pe un pat gol. Yong-Hi a spus că ea și Se-Yun erau într-o relație când Se-Yun a ajuns acasă, a simțit din nou singur. Nimeni nu l-a întrebat unde fusese. A decis să se întoarcă la spital. A adus și mâncarea preferată a lui Su-Hu cu el. Su-Hu a fost surprins pentru că Se-Yun a avut grijă de el în ciuda personalității sale reci. La casa lui Bum-Suk, tatălui Bum-Suk l-a certat pe Bum-Suk pentru că s-a implicat cu poliția. Nu i-a plăcut asta pentru că ar putea dăuna reputației sale bune. Apoi l-a pedepsit pe Bum-Suk lovindu-l cu un baston de golf. Colegii de școală lui Se-Yun l-au admirat pe Se-Yun și pe prietenii lui pentru că i-au prins pe Gil-Su și pe banda lui. Începând cu acest incident, Se-Yun și prietenii lui au devenit mai apropiați unul de altul. Au vrut să iasă împreună. Se-Yun i-a spus lui Bum-Suk că Yong-Hi devenise prieten al lor și locuia în casa lui Su-Hu. Su-Hu a spus că o va întreba pe Yong-Hi să iasă cu
ei. Bomsuk s-a simțit ignorat din cauza prezenței lui Yong-hee, a simțit că este exclus din grup, s-a suprat când a aflat că Soo-hoo nu l-a urmat înapoi pe Instagram. Soo-hoo chiar a urmat-o pe Yong-hee, chiar dacă se cunoșteau doar de o noapte. De când s-a alăturat Yong-hee grupului lor, Soo-hoo a vorbit mai mult cu Yong-hee decât cu Bomsuk. Bomsuk s-a simțit ca și cum Yong-hee ar fi făcut de parcă el nu exista. Din cauza asta, Bomsuk nu s-a distrat în timpul petrecut împreună. Când au mers la un bar karaoke, Bomsuk a devenit și mai nefericit, așa că a părăsit camera lor pentru a cumpăra niște băutură să se refacă. A dat peste niște copii care le intimidaseră de la școala lui anterioară. S-a ascuns de ei pentru că nu voia nimic de a face cu ei. Când s-a întors în camera lor și a vărsat furia pe Yong-hee pentru că Yong-hee a răspuns la apelul telefonic al intimidatorilor lui. Lui Bomsuk nu-i plăcea prezența lui Yong-hee, mai ales după ce a simțit că Soo-hoo a ales să fie de partea lui Yong-hee în locul lui. Intimidatorii lui au venit în camera lor. Au fost deranjați de lipsa de prietenie a lui Se-yoon, așa că au ales să plece și să-l sune pe Bomsuk pentru altă dată. Se-yoon nu știa cine erau ei pentru că Bomsuk nu i-a spus nimic despre ei. A doua zi, Bomsuk dormea în clasă. Au fost deranjați de zgomotul făcut de niște elevi în clasă. Le-a cerut să fie liniștiți, dar acei elevi au râs de el. Bomsuk s-a simțit umilit de ei, așa că s-a apropiat de ei furios. A devenit și mai supărat pe ei după ce au spus că Bomsuk devenise îngânfat de când s-a alăturat grupului. Bomsuk era atât de furios încât s-a alăturat grupului lui Se-yoon și Soo-hoo. Se-yoon și Soo-hoo au încercat să-l calmeze. Soo-hoo a fost surprins când Bomsuk i-a cerut să înceteze să-l atingă. De la acel incident, starea mentală lui Bomsuk a devenit instabilă. Era terorizat și de intimidatorii lui care îl hărțuiau mereu. A lipsit de la ore câteva zile și nu i-a spus nimănui cum se simțea. Se-yoon și Soo-hoo au decis să meargă la casa lui Bomsuk să vadă cum stă. Au fost uimiți de casa luxoasă a lui Bomsuk. Zvonul că părinții lui Bomsuk erau bogați a dovedit a fi adevărat. Bomsuk le-a spus că nu era fiul biologic al părinților lui. Se pare că Bomsuk fusese adoptat când tatăl lui a devenit politician. Bomsuk le-a povestit de ce a dispărut și a lipsit de la ore câteva zile de când a întâlnit intimidatorul lui de la școala anterioară. Acei intimidatori îl sunau mereu și îl rugau să se întâlnească cu ei. S-a frustrat din cauza asta. A avut chiar și flashback-uri din incidentele traumatice din trecutul său când intimidatorii îl băteau în fiecare zi. A fost unul dintre motive pentru care Bomsuk s-a mutat de la școala anterioară. După ce Soo-hoo a auzit povestea lui Bomsuk, i-a spus lui Bomsuk să-i sune pe intimidatori. Voia să îi facă să regrete ce au făcut și să-i ceară scuze lui Bomsuk. Soo-hoo și Se-yoon au mers cu Bomsuk să-i întâlnească pe intimidatorul lui Bomsuk la un bar karaoke. Cu tot curajul său, Bomsuk a intrat în camera lor și le-a cerut să-i ceară scuze. Intimidatorii lui Bomsuk au râs de el după ce au auzit ce a spus. Refuza chiar să recunoască ce au făcut lui. Au pretins că au avut o relație bună cu Bomsuk. Dar după ce Soo-hoo i-a amenințat în cele din urmă, i-au cerut scuze și au regretat ceea ce făcuseră în mod nehotărât. Brusc, Bomsuk l-a lovit pe unul dintre ei. Au fost provocați de acea lovitură. Bomsuk a ieșit de sub control. A luat un microfon și a încercat să îi lovească cu el. Când Soo-hoo l-a văzut, l-a oprit imediat pentru că veniseră în acel loc să-i facă să-și ceară scuze lui Bomsuk să nu se răzbune pe ei. Bătăușii lui Bomsuk au fost surprinși să-l vadă pe Bomsuk ieșind de sub control și le-au spus să înceteze să-l mai hărțuiască pe Bomsuk de acum înainte. Bomsuk și Soo-hoo s-au luat la ceartă pentru că lui Bomsuk nu i-a plăcut că Soo-hoo l-a oprit să se răzbune pe huliganii lui. Bomsuk a spus și lui Soo-hoo că este supărat pe el pentru că simțea tratat ca un subordonat de Soo-hoo. Simțea că Soo-hoo nu-l consideră prieten pentru că Soo-hoo mereu îl comanda. Soo-hoo nu a fost de acord cu ce a spus Bomsuk pentru că întotdeauna au funcționat ca prieten în tot acest timp. A spus și că l-a ajutat pe Bomsuk de atâtea ori. Soo-hoo a fost supărat când Bomsuk a spus că îl va plăti pentru tot ce făcuse el și au intervenit și a lăsat pe Bomsuk să plece. Bomsuk nu a fost supărat pe Se-yoon. Nu s-a supărat niciodată pe el, respectat întotdeauna. În cele din urmă a decis să plece acasă singur. S-a dovedit că huliganii lui încă îl mai sunau și încercau să afle unde era. În drum spre casă, Bomsuk s-a întâlnit cu grupul lui Yung Chun și Tae Han. În același timp, huliganii lui l-au găsit. Din fericire, grupul lui Yung Chun a ales să șefuiască acei huligani în locul lui Bomsuk pentru că știau că acei huligani erau elevi la o școală de elită. Acei huligani s-au temut de grupul lui Jung Sun care îi intimida. Nu au putut face nimic altceva decât să facă ceea ce voiau prin transferarea banilor lor către ei. Bomsuk a stat doar acolo și a privit. Brusc l-a bătut pe unul dintre huliganii lui care era liderul grupului și apoi a fugit. Tae Han și Yung Chun au fost bucuroși să-l vadă pe Bomsuk ieșind de sub control. Bomsuk și-a descărcat furia pe huliganii lui pentru hărțuirea la care fusese supus, abuzul de la tatăl său și excluderea din cercul său de prieteni. Bomsuk s-a dus la prietenii săi după incidentul acela. Bomsuk s-a alăturat grupului Yung Chun, a băut împreună într-un club. Noi prieteni lui Bomsuk au fost încântați de el când Bomsuk a plătit toate facturile lor. Bomsuk s-a
simțit ca și cum și-ar fi găsit în sfârșit prieteni care îl respectau, a fost și urmărit de ei pe Instagram. A crezut că și-a găsit prieteni adevărați, a decis să își dea un follow contului de Instagram al Suhu. A doua zi, Bumsuk a venit târziu la școală pentru că se îmbătase aseară. Siyun a încercat să vorbească cu el, dar Bumsuk l-a ignorat. Bumsuk a ales să vorbească cu grupul Yongchun în schimb. Grupul Yongchun i-a mulțumit. Bumsuk a spus că încă mai avea banii pe care îi câștigase din vânzarea ceasului tatălui său, pentru că Siyun credea că Bumsuk s-a schimbat, l-a confruntat cu privirea la asta. La început, Bumsuk a spus că nu s-a întâmplat nimic, dar în cel din urmă Bumsuk i-a spus că era supărat pe Suhu pentru că îl trata ca pe un subordonat și nu ca pe un prieten. Bumsuk s-a întâlnit din nou cu grupul Yongchun într-un club. De data aceasta au ieșit și cu Yongbin și colegii lui de școală. Yongbin a fost bucuros să-l vadă pe Bumsuk. L-a prezentat pe Bumsuk prietenilor lui și le-a spus că era fiul unui parlamentar. După ce fetele acelea au auzit asta, au flirtat cu Bumsuk. Yongbin l-a prezentat și pe Bumsuk unui luptător de la școala lui numit Woo Young. Apoi au vorbit despre Suhu. Au fost supărați pe Suhu pentru că mereu se comporta ca un șef și disprețuia pe ceilalți. Yongbin voia să se răzbune pe Suhu. Suhu l-a luat pe Siyun de la meditații. El a învățat pe Siyun să lucreze ca și curier de livrare. Apoi Siyun a vorbit despre Bumsuk. El credea că Bumsuk era folosit de grupul lui Yongchun după ce au aflat că Bumsuk venea dintr-o familie bogată. El credea că s-au împrietenit cu Bumsuk doar pentru câteva zile. El credea că Bumsuk era un bun prieten al grupului lui Yongchun, dar Suhu credea altfel. El credea că Bumsuk era cel care folosea grupul Yongchun. Pe măsură ce deveneau mai apropiați unul de celălalt, ar fi făcut orice voia Bumsuk și l-ar fi făcut pe acesta un student popular. Zi de zi, Bumsuk devenea tot mai apropiat de grupul Yongchun. Bumsuk simțea că era cu adevărat admirat și respectat de noi săi prieteni. Bumsuk chiar s-a mutat la o altă masă ca să stea mai aproape de Yongchun și Taehun. Siyun era îngrijorat pentru Bumsuk după ce a văzut asta. El credea că Bumsuk nu era un tulburător. El credea că Bumsuk a făcut asta doar pentru că se simțea foarte singur. El credea că Bumsuk era un tulburător. Siyun i-a spus grupului Yongchun să stea departe și să înceteze să ia bani de la Bumsuk, dar grupul Yongchun l-a ignorat și a spus că Bumsuk era cel care voia să facă acele lucruri. La ora mesei, elevii stăteau la coadă pentru a-și lua prânzul. Dintr-o dată, grupul Yongchun a venit și s-a strecurat în față la coadă. Suhu era enervat de ei. El i-a avertizat pe Yongchun și pe prietenii lui să stea la coadă. Bumsuk doar a stat acolo și a refuzat să o facă. Suhu s-a supărat pe el. L-a trântit pe Bumsuk la pământ și Siyun i-a spus să se oprească. Bumsuk a plecat de acolo cu sentimente grele. A cerut lui Yongchun să găsească o persoană pe care să o plătească să-l bată pe Suhu. Yongchun i-a recomandat să-l angajeze pe Woo Young, colegul lui Yongbin, din niște videoclipuri care fusese încărcate pe internet. Puteau vedea că Yongchun era foarte bun în luptă. Se mai spunea că Yongchun urma să se alăture UFC-ului. În cele din urmă, Bumsuk a fost dus la Woo Young. Bumsuk i-ar plăti lui Woo Young $1000 dacă ar putea să-l bate pe Suhu. Voia ca Woo Young să facă asta sâmbătă, când era ziua lui Suhu. Woo Young a acceptat oferta și apoi a plecat de acolo. Taehun a povestit că Woo Young fusese odată bătut de Suhu într-o competiție în trecut. Yongchun credea că Woo Young avea să câștige de data aceasta. Au planificat să-l rănească pe Suhu astfel încât să aibă dificultăți în lupta cu Woo Young. Au tăiat cablul de frână a motocicletei lui Suhu în timp ce lucra așa cum se așteptau. Suhu nu a putut să-și conducă corect motocicleta și în cel din urmă a avut un accident. În acea accidentare, Suhu a trebuit să meargă șchiopătând pentru că își rinse piciorul. Suhu credea că Bumsuk era cel care făcuse asta, dar nu a spus nimic lui Siyun. Astăzi era sâmbătă, care era și ziua de naștere a lui Suhu. Siyun și Yonghee au pregătit totul pentru a-l surprinde pe Suhu. Bumsuk a încercat să-l sune pe Suhu la telefon să-l roage să se întâlnească cu el, dar Suhu nu i-a răspuns la apel. Bumsuk a trimis câteva mesaje lui Yonghee, a spus că vrea să se întâlnească cu Yonghee pentru a-i da lui Suhu un cadou de ziua lui. Bumsuk i-a spus lui Yonghee să nu spună nimănui despre asta pentru că voia să-l surprindă pe Suhu. Yonghee nu i-a spus lui Siyun și lui Suhu că a ieșit să-l întâlnească pe Bumsuk. La început, Bumsuk a fost drăguț cu ea, dar brusc a zâmbit pentru că planul lui a funcționat. A planificat să o ia pe Yonghee ca o statică pentru ca Suhu să vină să-l întâlnească. Siyun și Suhu așteptau pe Yonghee, care încă nu se întorsese. Siyun a văzut accidental telefonul lui Suhu în care primise niște mesaje de la Bumsuk. Bumsuk a trimis o adresă pentru Suhu să vină să-l întâlnească. De asemenea, a spus că a luat-o pe Yonghee ca o static. Siyun și-a dat seama că Yonghee era prinsă de Bumsuk. Siyun i-a răspuns lui Bumsuk spunând că va veni acolo. După aceea a șters conversația și a spus lui Suhu că va ieși afară. Nu vrea ca Suhu să știe ceva despre asta. Siyun a venit singur la locația lui Bumsuk cu o cheie fixă în mână. Toată lumea a fost surprinsă să-l vadă pe Siyun în loc de Suhu. După ce Siyun a găsit-o pe Yonghee, i-a cerut să fugă împreună cu el rapid. Siyun s-a luptat cu Yonghee cu cheia fixă pe care a adus-o cu el. Între timp, Yonghee a sunat la poliție. Yongbin a fost bucuros să-l vadă pe Siyun pentru că vrea să se răzbune pe el, dar totuși nu a putut să-l învingă pe Siyun. Siyun a luat o bară de fier și a vrut să lupte cu toți cu ea, dar brusc a venit Woo Young și l-a atacat pe Siyun. Siyun nu a putut să-l atace înapoi pe Yongbin chiar dacă avea o bară de fier. Yongbin a vrut să profite de
acest moment pentru a ataca pe Siyun. Bumsuk a încercat să-l oprească și a spus că Siyun nu avea nimic de a face cu ei. Bumsuk a spus că nu poartă ură împotriva lui Siyun. Yongbin nu a ținut cont de ce a spus el pentru că nu era vorba doar despre Suhu, ci și despre ura sa personală pentru Siyun. În cele din urmă, Siyun, care zăcea slăbită pe pământ, a fost bătut nemilos de Yongbin. Prietenii lui Yongbin s-au alăturat lui Yongbin pentru a-l ataca. A fost prea dureros pentru Bumsuk să privească așa ceva că a părăsit locul. Uyung l-a rugat pe Bumsuk să-și reprogrameze întâlnirea cu Suhu, de asemenea a rugat să-i transfere banii pentru că l-a învins pe cineva. Bumsuk nici măcar nu l-a cerut să-l bată pe Siyun. S-a auzit sunetul sirenei de la mașina de poliție, toți au fugit imediat de acolo, în afară de Siyun care zăcea pe pământ. Bumsuk a fost singurul rămas, Siyun zăcea slăbit pe pământ, Suhu tocmai și-a dat seama că a dormit. A constatat că prietenii lui încă nu se întorseseră la petrecerea lui de ziua lui. Siyun a fost dus într-o ambulanță de polițiști care au venit la locul acela. Yongbin i-a spus polițiștilor ce s-a întâmplat. Brusc, Siyun s-a trezit din somnul său. Le-a spus polițiștilor că era singur și că totul a fost doar un accident. I-a spus și lui Yongbin să nu-i spună nimic lui Suhu despre acest incident. Siyun l-a sunat pe Bumsuk la telefon să-l avertizeze să înceteze cu ce făcea. Siyun a trebuit să fie internat în spital din cauza incidentului și a amintit că tatăl său și mama sa s-au certat când era copil. Se pare că tatăl său nu-l voia pe Siyun în viața lui. Siyun a fost furios când a aflat asta. Nu i-a plăcut tatăl său de atunci. Încă nu-i plăcea chiar dacă locuia cu tatăl său acum. Siyun nu i-a spus tatălui său adevărul despre incidentul de aseară. I-a spus doar că a căzut de pe o scară. Dar tatăl său știa că Siyun s-a bătut cu alți studenți. S-a înfuriat pe el și l-a certat pentru comportamentul său iresponsabil. Bruce s-a liniștit după ce Siyun i-a spus despre sentimentele lui. Siyun l-a întrebat pe tatăl său de când îi pasă de el. Era atât de supărat încât nu i-a spus tatălui său adevărul. Acasă, Bumsuk era supărat pe el însuși. Din cauza lui, Siyun a trebuit să îndure atacuri violente din partea grupului Yongbin. Rămas în camera lui și a refuzat să meargă la școală. Din cauza asta, tatăl lui a trimis pe cineva să-l supravegheze. A planificat să-l transfere pe Bumsuk la o școală din Filipine. Suhu încă mergea la școală ca de obicei. Nu știa ce s-a întâmplat, dar simțea că ceva nu era în regulă pentru că Siyun dispăruse și nu mai mergea la școală. De asemenea, nu-l mai vedea pe Bumsuk la școală. Suhu a încercat să-l sune pe Siyun, dar acesta nu i-a răspuns. Siyun i-a spus lui Suhu că nu merge la școală din cauza unei probleme în familie. Suhu l-a întrebat pe Yonggi de ce Yonggi și Siyun nu s-au întors la petrecerea lui de ziua lui. Yonggi nu i-a răspuns la întrebare, doar i-a cerut scuze, iar Suhu a mers la casa lui Siyun, dar nu era nimeni acolo. Se îndrepta spre casă, întrebându-se ce se întâmpla de fapt. În cele din urmă, Suhu i-a întrebat pe Yong-chan și Tae-hyun unde era Bumsuk, pentru că nu avea altă opțiune. Aceștia au spus că nu știau unde era Bumsuk, pentru că nu a putut să-l contacteze. Suhu a spus că vrea ca Bumsuk să-i dea niște bani să-i repare motocicleta pe care o stricase Bumsuk. Au fost surprinși că Bumsuk nu era cel care avea banii să-i repare motocicleta. Au fost surprinși că Suhu știa că Bumsuk era cel care a stricat-o. Așa că l-au întrebat cum a aflat asta. Grupul Yong-chan discutat despre Siyun care nu mergea la școală din cauza ceea ce făcuseră ei în acea noapte. Suhu a auzit conversația lor în cele din urmă, iar Suhu i-a bătut și le-a cerut să-i spună ce s-a întâmplat cu Siyun în acea noapte. Pentru că Yong-chan nu a mai putut suporta bătaia, i-a spus lui Suhu totul despre ce s-a întâmplat în acea noapte. După ce Suhu afla despre asta, l-a vizitat din nou pe Yonggi să-l întrebe unde este Siyun internat. Yonggi i-a spus că Siyun avea să se întoarcă acasă în acea noapte. Suhu a mers la casa lui Siyun, a fost bucuros să-l vadă pe Siyun. Nu i-a spus lui Siyun că știa ce i s-a întâmplat. Siyun i-a ascuns mâna rănită lui Suhu. Suhu a venit la casa lui Siyun să-i spună că aveau examene într-o zi, așa că spera că Siyun ar putea merge la școală. Bumsuk a primit o altă pedeapsă la tatăl său. Tatăl său era furios pe ceea ce făcuse Bumsuk, se simțea rușinat de el. I-a cerut lui Bumsuk să nu spună publicului că el este tatăl său, pentru că Bumsuk a avusese destul, a decis să plece de acasă în acea noapte. Asistentul său a încercat să-l oprească, dar Bumsuk l-a ignorat. Bumsuk a fugit de acasă cu un taxi. Asistentul său a făcut o fotografie taxiului pentru a-l urmări. În taxi, Bumsuk a văzut că prietenii lui îl sunaseră de câteva ori. A primit câteva mesaje de la Sun-woo. Sun-woo era cu Yongbin, Sun-woo îl pedepsea pe Yongbin. De asemenea, a întrebat unde era Bumsuk. Yongbin i-a spus că nu știa. În mod neașteptat, Sun-woo a primit un apel de la Bumsuk. Bumsuk l-a rugat să-l întâlnească într-o sală de gimnastică. Bumsuk l-a sunat și pe Yi-un să-i ceară să se pregătească pentru că va lupta cu păcatul lui Suhu. Suhu a venit să-l întâlnească pe Bumsuk în sala de gimnastică. A văzut acolo pe Yong-chan, Tae-hun, Bumsuk și alții. Aparent, Suhu venise acolo să-i ceară scuze lui Bumsuk. I-a spus lui Bumsuk că acesta ar fi trebuit să-și descarce furia asupra lui și nu asupra altor oameni vinovați. Bumsuk i-a respins scuzele. După aceea, Yi-un l-a sunat pe Suhu. I-a cerut să intre în ringul de box și să lupte cu el. Suhu a fost surprins să-l vadă pe Yi-un acolo. Se întâlniseră înainte la o competiție unde Yi-un fusese învins de Suhu. Suhu a acceptat provocarea lui Yi-un. I-a cerut să-i dea un minut să se încălzească lovind pe toată lumea acolo. După ce
Su și a terminat încălzirea, a început lupta cu Yiwon. Yiwon i-a înregistrat într-un videoclip. A jurat că își va lua revanșa pe Sun învingându-l de această dată. La începutul luptei, Su și Yiwon erau la egalitate pentru că amândoi aveau abilități bune de luptă, dar Yiwon știa că Su avea piciorul rănit din cauza unui accident cu motocicleta, așa că s-a concentrat atacul său pe partea stângă a corpului lui Su. Su a avut puține dificultăți din cauza rănii sale, dar a reușit să-l împingă pe Yiwon jos cu lovitura sa. Taehun a înșelat în joc trăgând piciorul lui Su. Su și-a pierdut concentrarea și a fost lovit puternic de Yiwon. Su a căzut slăbit pe pământ pentru că a primit o lovitură în cap, iar Bum Suk a profitat de acest moment pentru a-l bate nemilos. Yong Chun și Taehun, care au sătuit de Su tot timpul acesta, s-au alăturat lui Bum Suk pentru a-l bate nemilos. Asistentul și avocatul tatălui lui Bum Suk au venit să-l ia pe Bum Suk acasă. Brusc, toată lumea a fost surprinsă și panicată când au aflat că Su nu mai respiră. Au scăpat rapid din acea situație cu excepția lui Yong Hun și Taehun pentru că au fost opriți de avocatul lui Bum Suk. Avocatul lui Bum Suk le-a cerut să mărturisească această problemă în fața polițistului. Bum Suk și-a regretat ceea ce făcuse. A plâns pentru că credea că Su murise. Yong Yi și Siyeun îl căutau pe Su pentru că nu mai auziseră nimic de la el. De când Su afla despre incidentul din acea noapte, Yong Yi și Yeun bănuiau că Su s-a răzbunat pe grupul lui Yong Chan, dar nu l-au găsit pe Su nicăieri. În cele din urmă, această problemă ar fi fost rezolvată de avocatul lui Bum Suk. Se dorea să țină această problemă secretă, așa că i-a spus lui Yong Chan, Taehun și Yong Yu să spună ce s-a întâmplat conform povestirii pe care o crease el. Povestirea ar fi mers așa. Făceau exerciții împreună brusc, Su s-a prăbușit când și-a luat o pauză singur, au șezut videoclipul înregistrat de Wu Yong, au luat și înregistrările de pe camera de supraveghere, astfel încât să nu existe niciun fel de dovadă a ceea ce s-a întâmplat. Avocatul lui Bum Suk a pretins și el că este Su pentru a-i spune lui Siyeun că Su era bine și era ocupat făcând exerciții. Bum Suk a primit o altă pedeapsă pentru ceea ce făcuse, iar tatăl a rămas fără cuvinte de furie când afla ce făcuse Bum Suk. L-a amenințat că îl va omorâ pe Bum Suk după ce termină școala în Filipine și se întoarce acasă. Bum Suk nu-i păsa ce spunea tatăl său, se îngrijora pentru Su. A doua zi, școala avea examene. Ca de obicei, Siyeun a venit devreme la școală. Era prima zi când mergea la școală după incidentul din acea noapte. Se îngrijora pentru Su pentru că nu mai auzise nimic de la el. Su nici măcar nu a mers la școală în acea zi. Siyeun nu putea să se concentreze în timp ce își susținea examenul. Ca urmare, a avut multe răspunsuri incorrecte. Dar de data aceasta, Siyeun nu s-a preocupat de asta. Era mai preocupat de Su decât de examenul său. După ce a terminat examenul, a primit vești de la Yong Yi. Ea i-a spus că Su era internat în spital. Ea a plâns când a spus că starea lui Su era critică pentru că era în comă. Aparent, Su nu murise. Yong Chun nu credea că murise pentru că fusese panicat în acea noapte. Su căzuse doar în comă, așa că fusese internat în spital pentru tratament. După ce Siyeun a aflat asta, a părăsit școala și s-a dus direct la spital să-l viziteze pe Su. În camera lui Su era doar bunica lui Su. Era tristă pentru că Su nu se trezise. Siyeun a început să plângă când l-a văzut pe cel mai bun prieten al său întins slab pe pat. Bum Suk fusese în camera lui, iar avocatul său a venit să-i spună că Su nu murise, ci căzuse doar în comă. Mai era o speranță să salveze pe Su. Avocatul lui Bum Suk i-a cerut lui Bum Suk să țină incidentul de acea noapte secret sau altfel l-ar ucide pe Su. Trebuiau să facă asta pentru a păstra reputația tatălui lui Bum Suk ca membru al Parlamentului. A doua zi, Siyeun a mers la Jisung High School. Era noua școală lui Yong Bin. A venit în acea școală să-l găsească pe Yong Bin. Yong Bin a ajuns în clasă, brusc a venit Siyeun și l-a atacat lovindu-l repetat cu capul de biroul său. De asemenea, a junghiat pe Yong Bin în umăr cu un pix. Siyeun l-a întrebat pe Yong Bin despre ce s-a întâmplat în acea noapte. L-a întrebat dacă Bum Suk a fost cel care a făcut-o. Yong Bin a spus că nu știa pentru că nu era acolo. Asta pentru că degetele fuseseră rupte după ce fuseseră rănite de Su în acea noapte. Înainte ca Siyeun să-l caute pe Bum Suk, Yong Bin i-a spus că știa doar puțin despre ce s-a întâmplat în acea noapte. După ce a fost un videoclip trimis de Woo Young și Siyeun a aflat ce s-a întâmplat de fapt din acel videoclip. Chiar dacă Yong Bin nu avea nicio legătură cu asta, Siyeun tot l-a bătut. După aceea, Siyeun l-a căutat pe Woo Young. A încercat să-l lovească cu un baston de fier în mână. Din nefericire, Woo Young își anticipase mișcarea pentru că era luptător. În cele din urmă au ajuns să se bată. Woo Young îl privea de sus pe Siyeun pentru că Siyeun nu avea nicio abilitate în luptă. Siyeun a ales să continue să-l înfrunte. Își amintea ce i-a învățat Su dacă intra într-o luptă. Din păcate, ce i-a învățat nu putea fi învățat rapid. Siyeun a fost atacat repetat de Woo Young, dar cu inteligența sa, Siyeun a reușit să aibă avantajul. A folosit șiretul lui Woo Young pentru a lovi înapoi. A reușit chiar să evite lovitura lui Woo Young. Woo Young a lovit într-o greutate și și-a rănit mâna. Siyeun a folosit acest moment pentru a lovi pe Woo Young cu o halteră la picior. Woo Young a încercat să găsească o scuză pentru ce s-a întâmplat în acea noapte, dar Siyeun a refuzat să-l ierte. I-a rupt din nou piciorul lui Woo Young cu o halteră. Bum Suk și tatăl său se îndreptau spre școala lui Bum Suk să spună la revedere și să informeze că Bum Suk se va muta la o altă școală în străinătate. Dar brusc a venit Yong Hee și a oprit. I-a cerut lui Bum Suk să
să-și asume responsabilitatea pentru ce a făcut lui Suu. În loc să-i ceară scuze, Bum Suk a spus lui Yonggi ce a făcut pentru că Yonggi a intrat în viața lui și a prietenilor săi. El și prietenii lui obișnuiau să fie fericiți și apropiați unul de celălalt, dar după ce Yonggi a intrat în viața lor, Bum Suk s-a simțit exclus din grupul său. Profesorii de la școala lui Bum Suk așteptau pe Bum Suk și pe tatăl său pentru că știau cine este tatăl lui Bum Suk. După aceea, Bum Suk dădea un examen în timp ce tatăl său pretindea să întrebe despre elevul care a fost rănit. Profesorii au spus că era un elev care a fost grav rănit. I-au spus că elevul s-a rănit pentru că a leșinat când făcea exerciții la sala de sport. Tatăl lui Bum Suk a fost bucuros să audă asta pentru că nimeni nu știa că fiul său a fost cel care a făcut asta. În timp ce toată lumea dădea examen, Siyun a venit la școală și a luat un stingător de incendiu, având în clasa lui cu o uniformă acoperită de sânge. Colegii și profesorul lui au fost surprins să-i vadă înfățișarea. În mod neașteptat, Siyun l-a atacat pe Tae-hun cu stingătorul de incendiu. Bum Suk s-a uitat la el fără nicio teamă. Yong Chun a încercat să-l ajute pe Tae-hun, dar Siyun i-a lovit capul cu stingătorul de incendiu. Yong Chun a căzut în inconștiență. Siyun a condamnat să-l atace pe Tae-hun. După ce s-a răzbunat pe cei doi, Siyun s-a apropiat de Bum Suk. Bum Suk s-a simțit neputincios și a regretat ce a făcut. A spus lui Siyun să-l bată cum dorește, dar Siyun nu a putut să-l atace pe Bum Suk pentru că încă îl considera un prieten. În cei urmă au izbucnit în lacrimi. Siyun l-a lăsat pe Bum Suk pe jos fără să-i dea niciun pumn. Toți elevii de la acea școală au fost terorizați de Siyun. Unii profesori au încercat să-l oprească. Siyun și-a vărsat furia pe fereastră pentru că ura cum școala a ales să țină această problemă secretă. Nu au făcut nimic pentru a-și ajuta prietenul. După incendiul acela, Siyun s-a întors la spital să-l viziteze pe Suu, care era încă în comă. El și-a imaginat că Suu s-a trezit din comă și a spus că a reacționat exagerat la problema lui. Apoi și-au cerut scuze unul altuia pentru că nu s-au îngrijit de ei înșiși. În ce în urmă, Bum Suk a mers la o școală în Filipine. Între timp, Suu era încă în comă. Yonggi a decis să-l părăsească pe Siyun și pe Suu pentru că și-a dat seama că le-a distrus prietenia. La început, Siyun urma să fie dus într-un centru de detenție pentru tineri din cauza ceea ce făcuse. Dar după ce tatălui Bum Suk a văzut videoclipul care arăta cum Suu a căzut în comă, a decis să nu spună nimic despre asta. S-a asigurat doar că nu va exista nicio școală care să-l accepte pe Siyun în Seul. Aparent era o școală de liceu care încă l-ar fi acceptat pe Siyun. Era liceul Eujang. În cele din urmă, Siyun s-a mutat la acea școală, a fost însoțit de tatăl și mama lui. Tatălui i-a spus că ceea ce a făcut înainte nu a fost în întregime greșeala lui. Așa stăteau lucrurile la liceul Eujang. Era o școală de liceu slab clasată pentru că elevii de acolo erau huligani. Școala nu interzice elevilor să aibă tatuaje. Siyun s-a prezentat în clasă, era elev la școală. Când s-a așezat, unul dintre colegii lui s-a apropiat de el. Părea că era liderul unei bande în acea clasă. Siyun a ales să-l ignore. Colegul era supărat pe el, iar Siyun l-a privit rece. Colegul s-a simțit învins de el. Un elev cu tatuaje pe corp îl privea pe Siyun pentru că Siyun îl învinsese pe Uyung. Și cam asta a fost din sezonul 1. Dacă o să apară sezonul 2, clar o să facem un alt videoclip.